Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Oarecum, tot în domeniul siguranței rutiere rămânem, România e din nou pe primul loc în Uniunea Europeană din punctul de vedere al mortalității rutiere, date apărute ieri. Dacă media europeană este de 44 de morți în accidente rutiere la milionul de locuitori, în România valoarea este mai mult decât dublă. 93 de morți în accidente rutiere la milionul de locuitori. Suedia, din punctul ăsta de vedere, Suedia e cea mai sigură țară, cu o mortalitate rutieră de 5 ori mai mică decât în România. Cum fac, frate? Acolo 18 morți la milionul de locuitori, față de, vă reamintesc, 93 în România. Alex Filip, instructor de conducere defensivă și pilot de raliu, este în direct cu noi. Bună dimineața, Alex! Bună dimineața! Alex, eu aș spune, noi vorbim constant aici, la Europa FM, despre siguranța rutieră, despre mortalitate pe șosele și așa mai departe. E ceva de neînțeles în această permanentă poziționare a României pe primul loc în privința mortalității rutiere. Adică de ani de zile e la fel. În ciuda tuturor discuțiilor, dezbaterilor, propunerilor, eforturilor făcute de societatea civilă, de organizații care sunt preocupate de această situație, nimic nu pare să se îmbunătățească. De ce? Și chiar a legilor. Și poate și a legilor. Mă rog, avem legi, nu sunt aplicate, dar de ce? Ce se întâmplă? De ce mereu pe primul loc? Pentru că totul pornește de la educație și la felul în care suntem noi obișnuiți să avem sau să prețuim regulile. Dacă ar fi să dăm un pic timp înapoi și să facem repede un studiu sociologic, am putea să ne dăm seama că avem nume celebre de prim-ministri care s-au băgat în față la coadă la nu știu ce. Un fost prim-ministru care, în văzul tuturor camerelor, a aruncat un chiștoc pe jos. Un președinte care a condus în stare de ebrietate și așa mai departe. Practic, nouă nu ne plac regulile, iar atunci când se dorește să ne placă, aș vrea doar să amintesc că acum 2 ani pe vremea asta eram închiși în casă și dacă te amintești, chiar și în colțul satului nostru și a cartierului nostru exista echipaj de poliție care să ne păzească să nu ieșim din casă și ne păzea să, până la urmă, să ne apărăm viețile, să nu transmitem un virus mortal. La fel s-ar putea rezolva problema și pe șosele dacă ar veni de sus, de la căpetenie, ar veni o directivă că de astăzi absolut toate uniformele, toți poliții trebuie să stea pe stradă și să aibă grijă ca nu cumva pe strada X, Y și Z să se mai întâmple accidente mortale. Dar eu văd mașini de poliție parcate pe aici, pe acolo. Așa, nu, serios. Le vedem cu toții, vedem mașini parcate, dar din păcate echipajele care ar trebui să stea cu ochii pe trafic, de cele mai multe ori sunt cu ochii în social media. Aș vrea doar să rog și pe tine și pe ascultătorii voștri să fac un exercițiu așa de mini-statistică. Atunci când văd o mașină de poliție, să se uite cu atenție ce se întâmplă în ea, ce fac polițiștii din mașina respectivă. Eu am această curiozitate. Și din păcate de cele mai multe ori polițiștii se uită în telefon, scrolează la nesfârșit, să treacă timpul. Avem intersecții celebre în București cel puțin și sunt convins că în toate marile orașe se întâmplă același lucru, în care se forțează intersecția, se claxonează absolut isteric, un lucru care contribuie la poluarea fonică. În același timp, atunci când străzile sunt libere, poate că la primele ore ale dimineții, și sunt sigur că tu știi despre ce vorbesc, pentru că pleci foarte devreme, da, întâlnim tot felul de șoferi care pur și simplu consideră că dacă este liber și drumul în aliniament, pot face absolut orice. Și asta pentru că nu există niciun fel de amendă până la urmă. Nu ești prins decât, cum îmi place mie să spun, random, din când în când. Adică dacă greșești de 20 de ori, e posibil să fii prins odată. Într-o țară dintre cele pe care le-ai enumerat tu mai devreme, că vorbim de Suedia, că vorbim de Elveția, că vorbim de Finlanda și așa mai departe, Germania, Franța, acolo ești prins pe loc pentru că există camere de supraveghere și nu ai cum să scapi. Ești prins la prima abatere. Am mai dat exemplu ăsta. Dacă eu vreau să merg pe Calea Victoriei cu 200 la oră cu o mașină puternică, o pot face aproape la nesfârșit, până într-un punct în care probabil cineva mă va reclama sau se va întâmpla ceva. Sau din întâmplare e o mașină de poliție pe acolo și te oprește. Iar într-o țară civilizată, știm cu toții care am mai călătorit,
primești imediat amenda. Nu există, nu se poate. Bun. Deci sistemele acestea, vorbeam și mai devreme, nu știu dacă ai auzit, apropo de absența asigurării obligatorii pentru aproape o treime din mașinile din România, autovehicule înregistrate în România, există sistemele de monitorizare verificate, funcționale, știm cum funcționează în multe țări. De ce nu există astfel de sisteme și pentru în România? Pentru că nu se dorește. Aș vrea doar să amintesc că, în primul rând, avem o lege proaspăt ieșită acum de pe băncile Parlamentului, aceea care se referă la șoferii agresivi, care îi vizează pe șoferii agresivi, și nu se aplică, evident. Adică nu cred că am remarcat vreo îmbunătățire a agresivității pe șosele. Mie, în continuare, mi se dau flash-uri pe DN1 sau... Nu, e la fel, e random. Adică am avut o știre... cu un caz, o amendă pentru un șofer care circula agresiv, dar asta doar pentru că era pe lângă o mașină de poliție, n-a văzut mașină de poliție în trafic când a făcut chestiile alea și atunci, da, random l-au tras pe dreapta, dar altfel nu există nicio șansă. Revenind, nu se dorește, este un lucru care este, nu e prioritar, nu este considerat prioritar pentru autorități, și aș vrea să subliniez un lucru care m-a dezamăgit profund și m-a chiar înnat. E, până la urmă, pun foarte mult suflet în jobul ăsta pe care îl fac de trainer de defensive driving și m-a doborât la propriu declarația ministrului Bode, care a spus că asistăm la un carnagiu pe șosele. Da, mie mi se pare inadmisibil ca un ministru să spună că asistă. Da. Și pe cale de consecință a cumpărat 45 de dube care consideră domnia sa că le va folosi în scopul siguranței rutiere și a școlarizării diferitelor tipuri de participanți la trafic. Bicicliști, șoferi, pietoni și așa mai departe. Nu, Alex, bun, când spui nu se dorește, asta e foarte impersonal, așa, înțelegem, bun. Avem o administrație publică dezinteresată, în mod evident dezinteresată de reducerea, de implementarea de măsuri eficiente de reducerea mortalității pe șosele. Întrebarea mea este dezinteresată pentru că nu se pricepe, nu înțelege ce trebuie să facă sau pur și simplu nu intenționează, nu vrea programatic? Și de ce? Nu, se merge de pe azi pe mâine. Nu se ia o măsură din asta radicală. De-aia am adus în discuție ce s-a întâmplat acum 2 ani în țara noastră și în majoritatea țărilor din Europa. Și anume au ieșit autoritățile și a fost o directivă pe toată coloana, de la etajul 10 până la subsol. Cineva a bătut în țeavă și s-a auzit până jos. Ei bine, în această situație nu, și aș mai vrea să spun că a fost respinsă de către Parlament acea lege care ne-ar fi adus un plus de siguranță pe șosele, și anume să poți reclama pe cineva pe baza imaginilor pe care le ai din camera on-board a mașinii tale. Însă s-a considerat probabil că ar fi un volum de muncă mult prea mare și atunci mai bine lasă. Doar ce vedem noi, și atunci când vedem, amendăm. Și mai mult decât atât, de pe băncile școlii, din păcate, am postat acum ceva timp legat de studenții de la Academia de Poliție, care este pe DN1 colț cu Bulevardul Primăverii, în București, sectorul 1, viitorii polițiști, cei care se antrenează să respecte și să aplice legea și să ne apere viețile până la urmă, n-au făcut decât să parcheze absolut pe unde au putut, pe spațiu verde, în petrecerea de pietoni, care, bineînțeles, pune în pericol elevii care trec de la școala respectivă, în stația de autobuz și așa mai departe. Să nu spunem despre poliție și să nu uităm de jandarmerie. Dacă intrăm pe strada jandarmeriei, acolo unde este headquarter-ul jandarmeriei române, de asemenea, mașinile jandarmilor sunt parcate pe trotuar, iar dacă un pieton dorește să treacă pe acel trotuar, trebuie să coboare de pe trotuar, să meargă pe carosabil, un lucru care evident îl pune în pericol. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. A fost Alex Filip, instructor de conducere defensivă și pilot de raliu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.